Am revenit în sala sporturilor din Târgu Jiu pentru CSM Târgu Jiu, CSM București, ultima partidă din 2023, Liga Florilor, liderul campionatului și campiona titră. Întâlnește o formație care a scăzut mult în acest sezon față de ce s-a întâmplat în sezonul precedent. CSM Târgu Jiu a fost o echipă foarte tare în sezonul precedent, dar în acest început de sezon a căzut până pe pozițiile care duc la baraj și acest lucru e îngrijorător. Iată și lotul celor de la CSM București aici în Oltenia. Vedem echipa CSM-ului, trei portari, Glozer, care va pleca la finalul acestui sezon, Davidson și Eriksson, în poartă, patru extreme dreapta, Mihai Apușcăroaie, Östergaard și Nicolici. Apoi interdreapta este Kobilinska, centri Zadi și ea va pleca, confirmată deja la Crim Ljubljana și Rotaru. Apoi interstânga Arntzen și Neagu, extremă stânga este Dindi Ligan, iar pe pivot Ailinca, Ingsta și Pintea. Lipsesc câteva jucătoare, Omoreghi evident accidentată, se speră ca revenirea ei să se producă în 2024. Lipsește și campioana mondială Laura Flip și vedem și echipa gorjană cu Giuche, Vachetraru și Marica Berg în poartă, Ilie pe extrema dreaptă, Popescu, Moldovan și Lazea pe interdreapta, Gavrilă în centru, Bucă, Mihar, Zinatulina și Andriciuc pe interstânga, Chiricuță și Lopătaru pe extrema stângă, Coteț și Ciolan sunt cei doi pivoți ai echipei antrenate de Liviu Andrieș. Lipsește Angela Pușcaș-Cioca, accidentată, ruptură de ligamente încrucișate, nu va mai juca până la finalul acestui sezon. CSM Târgu Jiu, spuneam, o echipă care ne va reprezenta în Europa, este în grupele European League, s-a calificat după o dublă cu Önered, echipă suedeză, iar acolo va juca împotriva trei echipe, Moson Maghiar Orvar din Ungaria, Costa del Sol Malaga din Spania și Sola din Norvegia, însă la cum arată echipa gorjană va fi foarte, foarte dificil. Iată-l și pe Liviu Andrieș, antrenorul principal al formației gorjene. L-am văzut mai devreme și pe Adi Vasile. Iată-l din nou în imagine pe antrenorul CSM-ului. Noi suntem Ion Alexandru și Adi Costeiu. Împreună vom urmări această partidă în care CSM București încearcă să își mențină invincibilitatea care dăinuie încă din sezonul precedent. În Liga Florilor, spuneam și în prima intervenție, 10 meciuri, 10 victorii pentru CSM București, care are un avantaj de 5 puncte în fața locului secund, SCM Craiova, dar și cu un meci mai puțin disputat. Așadar, dacă va câștiga azi, CSM se va duce la 8 puncte diferență în fruntea clasamentului. Pe foaie este și Mihaela Mihai, extremă dreapta CSM-ului, care n-a jucat în acest sezon, s-a accidentat la genunchi în la turneul final Under 19, Europeanul Under 19 disputat la Pitești, acolo unde România a câștigat medalia de bronz, o revenire importantă, deși CSM este blindată pe acea poziție, o are pe Trine Östergaard Jensen, jucătoare medaliată cu bronz la mondialul recent încheiat. Arieceniu și Turdean sunt cele două arbitre pentru această partidă care închide anul calendaristic 2023 în Liga Florilor, însă din ianuarie seria, campionatul cu multe, multe meciuri care vor fi pe Pro Arena, pentru că la băieți în Liga Zimbrilor este pauză. România va juca la campionatul european din Germania și am văzut ieri aici pe Pro Arena România câștigând trofeul Carpații în finala cu Georgia. Da, ne bucurăm tare că avem din nou naționala masculină la un turneu final. Totul pregătit pentru debutul acestei partide. Gazdele de la CSM Târgu Jiu în echipament complet negru la această dispută cu CSM București. O partidă care în sezonul precedent a reprezentat finala Cupei României, o finală câștigată de CSM, însă bucureștencele au avut mari, mari probleme aici în sala din Târgu Jiu. În sezonul precedent, când au câștigat la un singur gol, o victorie neașteptat de grea, însă o victorie care până la urmă a venit. În centru este Alexandra Maria Gavrilă, în dreapta o vedem pe Petruța Moldovan, în stânga este Irina Zinatulina pe 9 metri la CSM Târgu Jiu și, da, primul gol al acestei dispute vine pe mâna lui Vilde Ingstad. Ingstad, da, vicecampioană mondială în urmă cu puțin 13 timp. Zile, așadar puțin mai puțin de două săptămâni, iar Glozer, portarul CSM-ului,
fost în All-Star Team. Zadi pasă din nou pentru Ingstad și 2-0, două goluri marcate de pivotul norvegian al echipei bucureștene. Ingstad, un transfer foarte bun făcut de CSM în vara trecută, sau în această vară, practic, încă mai putem spune acest lucru timp de două zile, dar nu s-a adaptat extraordinar la CSM. Acolo, oricum, concurența națională a Norvegiei este fantastică. Pe pivot este și Ardal, fostă jucătoare la Vâlcea, acum la Odense, rivala CSM-ului din Liga Campionilor. CSM București este pe locul 4 în grupa ei din Champions League, 9 puncte, la 3 puncte de locul secund, care duce direct în sferturi. Cel loc este ocupat de Odense. Da, greu de tot pentru Ciolan acolo pe pivot, ascunsă în spatele lui Hansen. O nouă situație în care a fost Gavrilă foarte aproape de a face pași. Și acum s-a întâmplat și ceva mai devreme. CSM București a început tare această dispută. Aruncare mult, mult pe lângă poartă Petruței Moldovan. Iată, e amenințare de joc pasiv. Să vedem dacă CSM Târgiu poate să arunce. Încă o pasă și este un joc pasiv, da. Până la urmă pentru Gorjence. Le lipsesc Interii, însă au adus-o și pe Andriciuc, jucătoare ucraineană, alături de Zina Tulina plus Giucheva, doar trei straniere pentru echipa lui Liviu Andrieș. Iar pentru CSM București startul poate fi unul foarte, foarte bun, cu trei goluri marcate, niciunul primit. Practic CSM s-ar apropia de victorie și ar face singură meciul ușor, pentru că în sezonul precedent, spuneam, a avut un meci foarte, foarte greu. Arnțen acum, jucătoare care și-a prelungit contractul cu CSM încă un an, a aruncat pe lângă poartă și e pe faza a doua. CSM Târgu Jiu poate să marcheze, însă este blocată acolo foarte bine de Ingstad. Da, ca o diferență față de fotbal, la handbal se întâmplă ca la Formula 1, mijlocul sezonului se prelunge sau contractele sau se semnează altele pentru sezonul următor, și asta e foarte bine pentru că jucătoarele au liniște. Da, la băieți, mai departe. La băieți, de exemplu, se fac transferuri cu 2-3 ani înainte. Jucătorii sunt convinși de anumite echipe care își fac planuri pe termen lung. Acum Glozer reușește să blocheze și pleacă din nou CSM-ul pe contraatac. Zadi pasează pentru Arnțen, din nou Zadi în extremă rapid pentru Dindiligan. Unghiul este mic acolo și nu marchează Dindiligan, jucătoare care ne-a reprezentat și la echipa națională la mondialul recent încheiat, România pe poziția 12-a la final. Acum o succesivă în extremă și marchează CSM Târgu Jiu primul gol marcat de Lopătaru. 2-1. CSM a ratat de două ori șansa de a merge la 3 goluri diferență, iar gazdele reușesc să strângă scorul. Da, pentru prima dată, iată, reușesc să marcheze după această situație în care Giucheva a apărat foarte bine, iar a curs foarte bine până în extremă și de acolo Lopătar a reușit să marcheze. Este 2-1 pentru CSM. Până acum nu am văzut-o pe teren pe Cristina Neagu, însă este la Târgu Jiu și s-ar putea să joace 3 din 3. Nou. Da, din nou, 3 din 3. A marcat până acum Vilde Ingstad. Ingstad, da. Foarte frumoasă pasa lui Emiliar, în combinație 100% norvegiană, peste defensiva gorjeană. Surprinsă total de această combinație. Arntzen în scădere de formă în această stagiune. În sezonul precedent a jucat mult, mult mai bine, dar abia acum începe cu adevărat sezonul și pentru CSM București. Chiar dacă în Liga Campionilor au trecut 8 partide, a trecut de jumătatea fazei grupelor. Un final bun ar putea readuce-o pe CSM în cursa pentru unul din primele două locuri. Haide să spunem pentru locul secund, pentru că pe prima poziție este Gheor, lider detașat fără înfrângere, și ar fi foarte important pentru CSM să ajungă în sferturile de finală direct, mai ales că grupa cealaltă cu care se intersectează e una foarte echilibrată, grupa în care se află și Rapid București. Foarte, foarte bună defensiva fetelor de la CSM București. Zina Tulina a încercat ceva, însă s-a dus pe lângă poartă. Arnțen în centru, Zadi interstânga, acum schimbă pozițiile cele două jucătoare. Zadi din nou pasă pe pivot, trasă Ingstad și va fi cartonaș galben. Avertisment pentru Ciolan, cred, da. Și
din acest moment. Apărătoarea centrală a Gorjencelor trebuie să fie mult mai atentă, pentru că următoarea sancțiune la o eventuală astfel de greșeală va fi o eliminare de 2 minute. Kobilinski aici e 2 minute. O intrare foarte dură a Irinei Zinatulina. E doar galben. Primește doar galben, într-adevăr. Din nou posibilitate pentru CSM București de a merge la plus 3 aici la Târgu Jiu după 6 minute și jumătate. Zinatulina, cartonaș galben, Ciolan a încasat și ea un galben, aruncare foarte puternică a Kobilinskei și acum este 4-1. Primul gol marcat de altcineva decât Wildeingstad pentru CSM București, care domină. Lansată. Da, clar. Kobilinska, cumva starul naționalei Poloniei, a fost cea mai bună jucătoare a echipei poloneze, pe care România a învins-o la un singur gol în ultimul meci disputat la Herning, la Mondial. Vorbim despre acest turneu final pentru că este cel mai recent. Echipele de club au luat o pauză destul de lungă pentru a se pregăti pentru acest Mondial. Franța, campioană mondială, Norvegia, medaliată cu argint, Danemarca, bronz, Suedia pe poziția a patra. Da, și din păcate România nu va merge la turneul preolimpic, obiectivul a fost ratat de naționala antrenată de Florentin Păr. Acum aruncare puternică, Glozer însă apără, a fost fault, Ingstad la moldovan. Da, România din păcate nu a reușit să ajungă pentru că au lipsit câteva lucruri. De fapt, practic, analizând la rece, România a avut două meciuri cu Germania, unul la Europeanul din 2022, acum încă o paradă pentru Laurent Glozer, spuneam cel mai bun portar la Mondialul recent încheiat, în All-Star Team, campioană mondială, jucătoarea care va pleca din vară, cel mai probabil la Ferencvaros, în extremă, Nikolić ratează Giucheva. Fața Ecaterinei Giucheva, jucătoarea bulgară. Dar România a avut două șanse de a se califica la turneul preolimpic. Prima prin european, acolo unde a venit pe poziția 12-a, mă scuzați. Gol marcat acum de Ilie și este 4-2. Atunci, după acel meci cu Cântec contra Muntenegrului, în care jucătoarele, nu și federația, au acuzat arbitrajul celor două austriece, Vranje și Wenninger, a urmat un meci cu Germania la mai puțin de 24 de ore. Am pierdut acel meci pentru că pur și simplu nu ne-am concentrat suficient, însă dacă acolo venea o victorie, România era la preolimpic. Terminam mai sus și ne calificam la unul dintre turneele preolimpice. Apoi, meciul cu Germania de la Mondial, pe care l-am avut în mână, am condus 40 de minute, dar am cedat 24-22. Zadi, contrată dur, nu este fault. Din nou, o decizie ciudată a celor două arbitre. Acum, faza a doua pentru CSM Târgu Jiu, pătrundere. Și gol, până la urmă, mi s-au părut pași. Da, mi s-au părut pași la Irina Zinatulina, însă cele două arbitre au lăsat jocul să continue și iată, CSM Târgu Jiu vine din nou la un gol. Pași în foul, nu? Pași în foul. Da, poate nu știm noi atât de bine regulile, nici n-am urmărit foarte bine. E clar că arbitrajul este pe un drum bun, asta ni se spune întotdeauna. Da, iar la acest Mondial, din păcate, am pierdut acel meci cu Germania, am pierdut și meciul cu Danemarca la multe, multe goluri, nu vrem neapărat să ne aducem aminte. Giucheva, încă o paradă, trei parade, iar CSM Târgu Jiu poate să egaleze, să vedem contraatacul fructificat de Coteț și iată ce comeback are echipa gorjană. 4-4, când mai sunt 9 secunde și intrăm în minutul 11 al partidei, echipa lui Liviu Andrieș s-a trezit la realitate. Și foarte bună și reacția publicului. Hansen aici nu se descurcă foarte bine și pasa bulgăroace Giucheva este finalizată până la urmă cu gol de Coteț de mai bine de 3 minute și jumătate. CSM București nu a mai marcat și iată un parțial de 3-0 pentru Târgu Jiu. Poate fi startul unei perioade dificile pentru CSM. Ce depășire de aici, Kobilinska, superb. Doar Kobilinska și Arnsen au marcat, și Ingstad au marcat pentru CSM București. Două goluri pentru poloneză, care este singurul inter dreapta de meserie pentru echipa bucureșteană, obligată cumva să respecte acea regulă cu 40% jucătoare românce, de aceea Pușcăroaie este pe bancă.
este și Ailinca-i pivot, pentru că altfel la linia de 9 metri sunt doar 5 jucătoare. Deocamdată Neagu n-a jucat și nu știu cât de pregătită este, pentru că la Mondial a intrat doar în meciul cu Germania, a jucat 23 de minute, nu s-a antrenat aproape deloc, are acele probleme musculare care duc la probleme cu ligamentele, cu genunchiul, și din acest punct de vedere Neagu este în continuare menajată, pentru că sezonul este în continuare lung, iar CSM are alte obiective și dacă pierde aici nu este neapărat o mare problemă. Diferența este de 5 puncte, spuneam. Aruncare de la 7 metri și galben pentru Emily Arntzen. A scurcat foarte bine Ciolan acolo în fața mult mai experimentatei Arntzen. Da, nu sunt foarte multe soluții, mai este doar Rotaru la linia de 9 metri dacă Neagu nu va juca. Altfel, trebuie să evolueze cam tot meciul aceste jucătoare. Zadi, om important în Naționala Franței și a revenit după o accidentare, a jucat în ultimele două luni. Glozer acum, încă o paradă de la 7 metri în fața lui Chiricuță. 4 parade deja pentru Laura Glozer, care are 50% procentaj. Ce înseamnă încrederea, ce înseamnă experiența, cât de bine a reușit să stea acolo la Laura Glozer? Este într-o formă excelentă în acest sezon și în Liga Florilor, dar mai ales în Champions League, acolo unde a avut mult timp, aproape, dacă nu mă înșel, 5 sau 6 etape, a fost pe primul loc în topul portarilor, atât ca număr de parade, cât și ca procentaj de reușită. Bară a lui Kobilinska și mingea este din nou pentru CSM Târgu Jiu. Încep să se precipite lucrurile pentru CSM București, care nu mai reușește să marcheze atât de ușor, așa cum a făcut-o în primele minute, în primele patru. În șase minute are un singur gol. Da. Ceea ce în Liga Florilor se întâmplă foarte, foarte rar echipei lui Adi Vasile. Să vedem cum se va descurca CSM Târgu Jiu. Nici gorjencele nu au foarte multe soluții de la linia de 9 metri, dar iată, vine această aruncare a lui Zina Tulina și a mult timp accidentată, revenită pe parchet. Acum repunere rapidă a CSM-ului, ratează Nicolici. Giucheva cu a patra paradă și ea, și CSM Târgu Jiu poate să preia conducerea. A fost Trine Östergaard, nu Nicolici, mai devreme, la aruncarea de pe interdreaptă, de pe extrema dreaptă. Östergaard blocată, revedem torpila Irinei Zina Tulina. A fost lăsată să-și facă pașii. Exact, și a aruncat de la mare distanță, dar foarte, foarte bine. Arătați schema acolo, Gavrilă, și este fault. Încep să se enerveze jucătoarele CSM-ului pe deciziile de arbitraj. După un start foarte bun, 3-0, 4-1, iată, scorul este 5-5 și Târgu Jiu poate să pună din ce în ce mai multe probleme. Este minutul 14 al partidei. Moldovan blocat acum, Zina Tulina, și trântită de Arntzen, care sărbătorește acest tampon cu colega ei, sau fosta colegă de la Națională, Vilde Ingstad, amenințare de joc pasiv. Din nou aruncare puternică în bară de această dată. Rămâne 5-5 aruncarea lui Gavrilă. Oricum, această apărare foarte agresivă pe care o vedem de fiecare dată la Arntzen aduce foarte multă energie echipei. 7 metri acum, după această pătrundere a Monicăi Kobilinska. Giucheva reușise să nu primească gol și tot Arntzen este cea care va executa. Bine, acolo, dacă e împinsă în aer. Arntzen marchează. Își trece și anumele pe lista marcatoarelor și după jumătate de repriză CSM are doar 3 jucătoare care au înscris. Kobilinska, Ingstad și Arntzen. Nu sunt foarte multe soluții pentru echipa bucureșteană. Încă n-au gol de pe extremă. Atât din Diligan, cât și Nicolici, cât și Östergaard. A intrat și Crina Pintea pe teren, care și-a prelungit contractul pe încă un an cu CSM București. O apărare mai puternică acolo, în centru. Nu că Ingstad ar fi o apărătoare slabă, mai de gabarit, va fi foarte greu să marcheze pentru gorjence de la 9 metri. Din nou Glozer apără la 5-a paradă. Da, Glozer ține în viață în acest moment pe CSM București. O echipă care a avut multe probleme ofensive. Pintea, în stilul caracteristic, reușește să se desprindă și reușește să marcheze pentru 7-5. Ușor înscriu oaspetele cu pivotul. Iată ce pas a dat Arntzen acolo.
Părea că nu știe ce face, a văzut-o pe Pintea, care a dominat semicercul, a luat prin planul, s-a întors, a pivotat și a înscris fără probleme. 7-5 pentru CSM după ce scorul fusese egal cu un minut mai devreme. În momentul în care CSM își dă drumul la joc, cel puțin din punct de vedere ofensiv, lucrurile stau mult, mult mai bine. Încearcă echipa gorjeană să alterneze puțin, să trimită și extrema al doilea pivot în anumite situații, dar acum este un cartonaș galben pentru Crina Pintea. Pintea, Hansen, acolo e un ax central foarte, foarte puternic și greu de depășit. Zinatulina nu aruncă de această dată, pasează pentru Moldovan. Da, n-are multe soluții ce să mete Lujiu. Da. Incredibil ce slab au reușit să rezolve acea fază, iar de cealaltă parte marchează din nou Crina Pintea, două goluri consecutive. Minutul 17, diferența maximă 8-5. Problema pentru CSM Târgu Jiu este că a marcat la fel de multe goluri în aceste prime 17 minute cât au marcat pivoții CSM-ului. Nu reușesc să blocheze jocul cu pivotul. Și nu cumva... cu cine, pur și simplu. Da, așa apare. Problema totuși pentru CSM Târgu Jiu e că CSM nu are foarte multe soluții la linia de 9 metri și ar trebui să regleze jocul în funcție de asta. Din nou contraatac. Östergar trimite în vinclu, 9-5. Acum este din nou diferență maximă. Contraatac excelent făcut de CSM București. Glozer a găsit-o fantastic. Două jucătoare ale CSM-ului erau deja acolo. Și vedem lipsurile echipei gorjene, care, spuneam, ne va reprezenta, va fi una dintre cele trei echipe care ne reprezintă în European League. Mai sunt și Bistrița și Brăila acolo, iar CSM Târgu Jiu are o grupă dificilă pentru nivelul ei. În total sunt 5 echipe din România angrenate în cupele europene. Încearcă echipa gazdă o nouă revenire, a putut de la 1-4, să vedem dacă o poate face și de la 5-9. Un fault asupra Iuliei Adriciuc, trată și ea pe teren în premieră. Acum că mai sunt 12 minute până la pauză, 9-5 pentru echipa oaspete, o minge salvată. E amenințarea de joc pasiv, trebuie să arunce la poartă. Adriciuc... pe unde să arunce la poartă? Aici e întrebarea. Un blocaj superb și de această dată. Va fi timeout după această fază. Da, e forțare. E forțare acolo. Probabil că va fi timeout. Ar trebui să ceară Liviu Andrieș timeout. Pentru că echipa lui e clar că nu funcționează din punct de vedere ofensiv. Sau va aștepta probabil până CSM se va duce la 5 goluri. Pentru că în acest moment echipa gorjeană n-a mai marcat de aproape 6 minute. Se vor face 6 minute în 10 secunde. Da, și a fost 5-5 atac pentru Târgu Jiu. Exact. Și cum se poate schimba sau cum se pot schimba lucrurile în handbal atât de repede. Moldovan acum din nou, Glozer la post, are 7 parade. Procentaj de aproape 58% pentru Glozer. Arnțen în extremă, din nou cu o pasă fantastică, a călcat acum semicercul din Diligan. Se grăbesc jucătoarele CSM-ului. Da, pentru că simt adversarul la podea încercând cumva să marcheze cât mai mult în această perioadă în care echipa olteană a clacat. Nu se poate spune că... E o pălărie mult prea mare, da, exact, Ion, exact, pentru CSM Târgu Jiu acest sezon. După așteptările create în stagiunea precedentă, atunci când s-au calificat în finala Cupei României, după ce au învins Bistrița, la Bistrița, în semifinala Final Four-ului, cu o săptămână înainte, pierduseră aproape la 20 de goluri contra Bistriței în campionat. Ori, în momentul în care ajungi în Europa, e clar că ai mai multe meciuri, cel puțin 8. Acum Ingstad pentru Pintea, contraatac din nou făcut excelent de Pintea, al treilea gol pentru Crina Pintea. În condițiile în care mai ai încă 8 meciuri, în condițiile în care ești în Târgu Jiu și nu ajungi foarte ușor la deplasări, pentru că trebuie să mergi fie la București, fie la Craiova, fie unde găsești un aeroport, ai mai cerut de Liviu Andrieș, ei bine, ai nevoie de transferuri. Ori Târgu Jiu nu numai că n-a făcut foarte multe transferuri, ci a pierdut-o și pe Simone Băme. Adus în această vară, plecată la ICA, să-l ascultăm pe Liviu Andrieș. Să facem 1-1 cu ele.
Și atunci hai să jucăm colectiv. În momentul când a dat drumul pe acțiuni colective, a reușit. A reușit. Încercați unul la unul și tot paralel. Nu mai paralel este cu poarta. Păi vreți să faceți unul la unul lui Pintea și lui Delea din centru? Nu o să meargă. Iar repiere nu face repiere. El îi pleacă atunci pe repunerea mici și noi de-abia venim. Venim cu spatele. Hai în atac iară să facem iară. Pleacă iară extrema. Al doilea și facem iar dublă. Dublă, da? Dublă. Și hai vezi că merge prima dublă în stânga. În stânga, dublă. Deci plec în stânga aici la Iulia. Vii tu, o să-ți fie destul de greu, dar te poți dai pas cu ea cum pleacă pe extremă, da? Haideți puțin că a lăsat nivelul. 2-3 și... Câtă dreptate are antrenorul fetelor de la CSM Târgu Jiu. Nu poți juca unul la unul cu Pintea, are dreptate. Trebuie mai multă viteză, mai multă inspirație până la urmă. E frustrant până la urmă să vezi... E frustrant, dar ăsta este lotul. Cu asta este lotul, într-adevăr. Aici, din punctul meu de vedere, aici a greșit CSM Târgu Jiu în vară. Pentru că nu s-a întărit, nu s-a așteptat și evident, acum transferurile se fac. Și am văzut deja transferuri confirmate din decembrie pentru sezonul viitor. Transferurile au întârziat. CSM Târgu Jiu s-a trezit într-o competiție dificilă cu alte echipe. Liga Florilor a crescut, iar lotul nu s-a îmbunătățit foarte mult. Ba mai mult, au pierdut-o probabil și pe cea mai bună jucătoare, pe Angela Pușcaș-Cioca. Ori, în aceste condiții, aproape imposibil să te lupți cu alte adversare. Spuneam CSM Târgu Jiu pe locul 12 în această stagiune. Încă o paradă a Lorei Glozer, 8 în acest moment. Da, și crește procentajul, practic, la Târgu Jiu față de ce am văzut în Liga Florilor în acest sezon. Oricum, sezon foarte bun pentru franțuzoică. Păcat că CSM-ul o va pierde. 7 metri acum. Da, Glozer a venit din postura de cel mai bun portar al Ligii Campionilor de la Ghier. Nu a avut un prim sezon foarte bun, iată. Totul era în semicerchilie acolo, a tras-o și de tricou pe Ingstad. Și vine Zadi să bată acest 7 metri. Asta e o indicație că Neagu nu va juca deloc. Nici n-are de ce să joace. Marchează Zadi în aceste condiții, când este 11-5, CSM-ul are 6 goluri avans și CSM Târgu Jiu n-a mai marcat de 9 minute. A fost 5-5, este 5-11, un run de 6-0 pentru echipa bucureșteană. Da, într-adevăr, sunt acum 9 minute de la ultimul gol marcat de Oltence. Încearcă ceva. A intrat și Popescu, a intrat și Mihard, Andriciuc a rămas la 9 metri. Care puternică, însă pe lângă poartă, da, e corner. Da, se va arunca de la colț, așa se va repune mingea, dar crește numărul de minute fără gol pentru Târgu Jiu. În curând se vor face 10. Dacă nu vor marca la această fază și probabil că vor intra în amenințare de prepasiv. Ce chin acolo, recuperarea CSM-ului. Rotar însă nu are cu cine combina pe contraatac. Arnțăn. Pași? Da, au fost pași. Al lui Arnțăn. Șocant cumva, Arnțăn de obicei nu face așa ceva. E un gol marcat de Mihard. Și care oprește acea serie de 10 minute. E șocată norvegia că arsă chei sau fluiera pași. Însă revine pe tabelă CSM Târgu Jiu, al 6-lea gol reușit de echipa gorjeană. 11-6 însă pentru CSM București, care are atacul. Rotaru acum pentru Kobilinska, din nou Rotaru, Arnțăn. Continuare CSM. Domină așa partida, dar în ultimele minute și-au mai pierdut din focus după ce au creat acest avantaj de 6 goluri. Amenințarea de joc pasiv, Kobilinska blocată și apărarea gazdelor e mult mai bună, cel puțin pentru această fază. Pentru Arnțăn se face această minge, lasă pentru Kobilinska, contrată pe braț acolo Kobilinska, fără succes însă. 3 goluri Kobilinska, 3 goluri Insta, 3 goluri Pintea. 9 din cele 12 goluri ale CSM-ului au venit pe mâna acestor 3 jucători. Foarte precisă Kobilinska, jucătoare care a arătat foarte bine, așa cum spune și tu, Adi, și la campionatul mondial. Cea mai bună jucătoare a Poloniei și
jucătoare care s-a implicat foarte serios în acest proiect CSM București. Da, a venit odată cu Laura Flip și Flip se pare că va pleca în vară. E un exod total al jucătoarelor din Franța și Canor va pleca de la Rapid. Jucătoarelor franceze care au câștigat titlul mondial, pentru că mai sunt alte jucătoare din Franța în Liga Florilor, la mai multe echipe. Amenințare de joc pasiv din nou acum. Mihart. Oricum, diferența între Kobilinska și Flip mi se pare destul de mare în ceea ce privește evoluția la CSM București. Da, Flip e o jucătoare care nu excelează neapărat bine. Dacă te uiți la Naționala Franței, cam nicio jucătoare nu excelează cu adevărat. Este cumva definiția echipei. Franța e un puzzle făcut perfect de Olivier Krumbolz, care evident vrea să se retragă cu un titlu olimpic la Paris la anul. Ingsta din nou 7 metri, cum fără e problem. Echipă plictisitoare, cum zicea Nora Merck. Da, e frustrant pentru Nora Merck, cu siguranță. Foarte frustrant, cu siguranță, dar da, finala cu Norvegia n-a fost deloc plictisitoare, iar Franța a jucat un handbal fantastic în acea partidă în care a dominat cap-coadă și a reușit să își treacă în palmares încă un titlu mondial. Arntzen aici, cu noroc, reușește să marcheze. Am mai văzut-o pe Arntzen executând cu, cum să spun, din poanie. Din poanie sau foarte tehnic. Aruncări de la 7 metri cu bolte, cu spin shoturi. Acum a încercat să o surprindă pe Chietraru, intrat în poartă în locul Ecaterinei Giucheva. S-au cam epuizat și paradele lui Giucheva, iar de la 5-5 s-a făcut 6-13, 8-1 pentru CSM în parțial în ultimele 13 minute. Da, mai avem mai puțin de 4 minute până la pauză. CSM-ul din București în control total în această dispută. O paradă simplă până la urmă pentru Laura Glozer. Zadi, iată revenit pe teren, jucătoarea franceză. Mingea se duce din nou în extremă. Da, nici o problemă. Da, e căzută total CSM Târgu Jiu și CSM se îndreaptă fără probleme către a 11-a victorie consecutivă. O fază interesantă, cumva. Vorbeam ieri că din ce în ce mai multe echipe încearcă această schemă de joc cu doi pivoți și doi interi. Nu mai e 7-6, să fie o echipă completă și doi pivoți pe semicerc. Am văzut și la Danemarca, am văzut și la Norvegia la mondial acest lucru. Rămâne de văzut cât de eficientă este. Pase pe la spate, n-a mai încercat ce se mete cu Jiu. Pintea, frumoasă pasă pentru Östergaard, care face 15-6 și ajunge și Östergaard la 3 goluri. Sunt 4 jucătoare cu 3 goluri pentru CSM București. Da, Östergaard a marcat practic dintr-un contraatac pe care fetele de la CSM Târgu Jiu nu l-au înțeles. Spunea antrenorul lor ceva mai devreme: ne retragem cu spatele, ce facem? Nu ajungem la aceste contraatacuri. Exact asta s-a întâmplat din nou, iar echipa din Târgu Jiu speră să joace în repriza secundă pentru onoare, pentru că de o revenire e foarte, foarte greu să cred că putem vorbi. Da. Cred că nici dacă joacă un om mai puțin CSM-ul întreaga repriză secundă, gorjencele n-au cum să revină la modul în care s-au prezentat pe acest final de repriză secundă. Pinte acolo blocată, Östergaard a venit cumva din aer și a încercat să marcheze, dar Giucheva a fost la post și a reușit să blocheze a cincea paradă. Trecere prin semicerc acolo a lui Chiricuță. Înțeleg de ce protestează publicul neapărat. Da, Pintea a arătat așa ca Erling Haaland. La această fază se ducea cu adversarele în spate. Dar de remarcat faptul că Ecaterina Giucheva și să pare se până la urmă. Moldovan, un nou timeout. Sau e o problemă la masă? Cred că este un cartonaș galben pentru antrenorul, pentru antrenorul gazdelor. A cerut de observatorul Victor Sighicea. A avut o șansă bună pentru că găsiseră acolo un culoar cumva pe extremă pentru aruncare și de aceea s-au supărat cei de la Târgu Jiu. Da.
Din nou chemate la masă cele două arbitre. Da, continuă protestele și de aceea cred că e eliminare la bancă. Nu, e mingea, e mingea CSM-ului. E mingea CSM-ului pentru că a fost sancțiune la bancă, cel puțin asta s-a dictat. Așa foarte, ar fi normal, dar... Foarte nemulțumit publicul din sala gorjeană, da. Cumva am mai vorbit despre asta în partidele pe care le-am mai transmis aici pe Pro Arena. Am văzut în continuare foarte multe proteste, galbene și eliminări total anapoda luate de antrenori. Nu se schimbă absolut nimic pe bancă. Și asta pleacă de sus. Mochi, I want us to play number one. Do you want the pivot to be here so you can try to go wider with you? Okay? So Wilde here, be here. Okay. Continue and when you go for the end, try to make a little bit of a tempo change, but Grass also see your situation. If they will go in 5-1, if they go in 5-1, then Wilde, I want you to be here. Okay? So then we pull a little bit and Mochi, you come for this. Haide, come on. Haide, grazie. Adi Vasile la fel de concentrat, încercând să găsească soluții indiferent de scor. Asta este mentalitatea corectă. Revedem câteva faze în care CSM București a demolat defensiva gazdelor. Știi că în perioada asta mai erau și au fost turnee de pregătire, meciuri amicale. Cam asta. Da, în asta s-a transformat meciul ăsta pentru CSM București. Este, într-adevăr, și sper să vedem pe teren cât mai multe jucătoare tinere. Pentru repriza secundă avem un minut până la pauză. Avans confortabil pentru liderul din Liga Florilor, 15-6. CSM debutează în Liga Campionilor cu Buducnost pe 7 ianuarie. Așadar, un meci care trebuie câștigat pentru echipa bucureșteană. Amenințare de joc pasiv acum, Zadi. Din nou pe pivot, 7 metri apărare în semicerc. Luată în brațe, luată pe sus, Singstad. Imposibil de oprit pivoții CSM-ului. Cred că au scos 3 aruncări sau 4 aruncări de la 7 metri. Au marcat 6 goluri. Adică Pintea și Singstad au împreună exact câte goluri a marcat CSM Târgu Jiu în această primă repriză. Și e clar, total nepregătită echipa gorjeană pentru această partidă. Se poate face o diferență de 10 goluri. Iar Zadi transformă a doua sa aruncare de la 7 metri. I-a arătat Arsen. Așa se dă tehnic. Da, exact. Pentru mai devreme. Concurs de aruncări tehnice. Să vedem dacă CSM Târgu Jiu poate să marcheze. Nicio șansă. Noua paradă pentru Laura Glozer. Și se termină prima repriză aici la Târgu Jiu. 16-6 pentru CSM București, care se îndreaptă spre a 11-a victorie consecutivă din acest sezon. Luăm o pauză de publicitate. Revenim cu repriza secundă a acestui meci. Am revenit la Târgu Jiu pentru disputa dintre CSM Târgu Jiu și CSM București. Repriza secundă stă să înceapă după prima parte a jocului dominată autoritar de liderul din Liga Florilor. 16-6 este rezultatul pe tabelă. Chiar dacă le vedem pe fetele din Târgu Jiu energizate și încrezătoare pentru repriza secundă, CSM București a predat o adevărată lecție de handbal. Mai ales după minutul 10, pentru că în primele 10 minute lucrurile au stat cât de cât echilibrat. La un moment dat a fost 5-5 și atacul gazdelor, însă Laura Glozer, într-o formă deosebită, a reușit să găsească foarte multe soluții pentru a bloca atacurile oltencelor. Iar cele două fete care au jucat pe pivot la CSM București, da, are nevoie de întărit CSM Târgu Jiu, dar nici chiar așa. Ingstad și Pinte au 100%, 6 aruncări, au avut pivoții, 6 goluri. Dacă a mutat pisica 3 metri mai încolo, cu siguranță șansele să intre pe teren au scăzut cu 50%. Am văzut însă și la Mondial pisici intrând pe teren, așa că la Mondialul de băieți din 2021 în Egipt. Așa că lucrurile nu ne mai miră absolut nimic. Trebuie să fim foarte înțelegători și cu condițiile din Liga Florilor Mult și Eu din Liga Zimbrilor. Eu mă bucur că sunt spectatori și sunt destul de mulți la această dispută. E clar că o parte dintre ei au venit să o vadă și pe Cristina Neagu. Vom vedea dacă va intra pe parcursul reprizei secunde.
Deocamdată Adi Vasile păstrează în teren jucătoarele care au făcut spectacol în prima parte. Prea joacă cine. Cu Kobilis, Cazadi și Arsen. Nu prea are cu cine să mai joace, pentru că are 5 Inter, dintre care unul este Neagu. Și cum am spus, eu nu cred că va juca, nu credem că va juca, pentru că în continuare are problemele acelea medicale care n-au lăsat-o să joace mai mult de 23 de minute nici la Mondial. Zadi pe pivot din nou, Ingstad super. La fel ca în prima repriză, începe CSM-ul cu un gol marcat de Ingstad. Târgu Jiu în ultimele 16 minute și 56 de secunde din prima repriză nu a marcat decât un singur gol. Și cam asta spune totul. Parțialul este de 12-1 din minutul 14 încoace pentru CSM București. Era 5-5, acum este 17-6 pentru echipa bucureșteană. Din nou cu greu acolo CSM Târgu Jiu, moldovan, încearcă să pătrundă, nu are pe unde. În sezonul precedent, CSM București a câștigat aici la Târgu Jiu cu 26-25, în condițiile în care la pauză a fost 13-12 pentru gazde. Acum lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Da, și n-a jucat Neagu nici atunci în acea partidă, dar n-a fost deloc în lot. Evident, CSM era virtual campioană, nu avea de ce să forțeze, însă e mult, mult mai dificil în acest moment pentru CSM Târgu Jiu. Seamănă oarecum cu ce s-a întâmplat în semifinal din Supercupă, atunci când la pauză a fost 14-7 pentru CSM București, s-a terminat 34-18. Să vedem dacă echipa gorjeană va reuși să marcheze 18 goluri cum a făcut-o atunci. S-ar putea să nu facă asta. Din nou pasă pe pivot, Insta trântit acolo. Rămâne de fapt la latitudinea CSM-ului, cât va dori să forțeze, pentru că, spuneam și în prima repriză, practic s-a transformat într-un meci amical acest joc. Următorul meci al CSM-ului este pe 7 ianuarie cu Buduci nostru. Ce gol marchează Arnțăr acum? Catapultat mingea în vinclu, fără nici o șansă de această dată, Chetraru. 18-6 și continuă seria minutelor fără gol marcat pentru CSM Târgu Jiu. Pintea încearcă acolo pe pivot să blocheze. A fost un fault al Kobilinskăi în disputa cu Ciolan. Da, rămâne CSM Târgu Jiu fără gol de mult, mult timp și spuneam, deja se apropie de 20 de minute cu un singur gol pentru echipa gorjeană. Să vedem această aruncare a lui Zina Tulina. Mingea este blocată și o vedem pe Eriksson în poartă. Intrat în locul Lorei Glozer, care a terminat cu 9 parade. Prestație fantastică pentru goalkeeperul din All-Star Team-ul Mondialului. Glozer a încheiat prima repriză cu 60% procentaj. Eriksson nici nu avea nevoie să se miște la această aruncare și a blocat. Sunt 20 de minute cu un singur gol marcat de CSM Târgu Jiu. Pasă foarte bună la basket, se numește coast to coast ce a făcut Zadi. O să însă o aruncare pe lângă poartă, ratarea Zelicăi Nicolici. Și Zina Tulina aici împinsă. Una dintre arbitre dăduse mingea de poartă. Cealaltă, cea a văzut mai centru. Bine, era mai bine poziționată. Da, cea de la centru a venit și a avut acea decizie, faul și aruncare de la 9 metri. 12 goluri diferență. Târgu Jiu se afundă din ce în ce mai mult în clasament. Bine, în condițiile date cu echipă practic deja retrogradată, Știința București, care n-are șanse să scape. Cel mai probabil la doua retrogradată va fi Mioveniul, cu mari, mari probleme. Jucătoare pierdute, Andriciuc este deja la Târgu Jiu și vor mai fi jucătoare care vor mai pleca de acolo. Așadar, Târgu Jiu va merge probabil la baraj dacă nu reușește să se trezească. Și Zadi acum, superb, cu un șpagat acolo, a încercat Chetraru să blocheze, n-a reușit. Deja 6 jucătoare, fapt, jucătoarele care au marcat pentru CSM București au cel puțin 3 goluri. Östergaard, Kobilinska, Zadi, Arntzen și Pinte au câte 3 goluri. Lider este Ingstad cu 4.
Iar la Târgu Jiu, Zinatulin are două goluri. Și se vede acest lucru pe tabelă. 6 goluri marcate de CSM Târgu Jiu, care va juca și ea în săptămânile următoare în European League. Acolo se vor complica chiar mai mult lucrurile pentru echipa olteană, pentru că nu văd de unde ar găsi resurse pentru meciurile atât de multe care urmează. Da, și nu a avut nici măcar un start bun de sezon CSM Târgu Jiu. Spuneam, are 3 victorii acum în 11 partide, pentru că aici nu mai poate să facă nimic, nu marchează nici aici. Și deja se prelungește seria de minute fără gol pentru CSM Târgu Jiu, 13 minute deja. Da, 19-6 pentru CSM București. Iese Pintea. Nici ne va reveni pe teren, probabil Arnsen. Da, Arnsen este acolo. Arsen Zaadi, Kobilinska, linia de 9 metri, celul de la CSM București, intră în combinație și Tindiligan, al doilea pivot, pasă pentru Ingstad, 7 metri, apărare în semicerc pentru Ciolan. E un antrenament ăsta. Am văzut faza asta, cred că de 6 ori deja, cu o jucătoare de la CSM Târgu Jiu încercând să apere pivotul 2 metri în semicerc, mă rog, 1 metru în semicerc. Nu au soluții, a venit Rotaru să execute această aruncare de la 7 metri, marchează și ea după Zaadi și se face 20-6. Da, Rotaru alternativa la 9 metri, să spunem, pentru Adi Vasile în această deplasare care se transformă într-o plimbare până la Târgu Jiu, pentru că CSM București va câștiga foarte clar această dispută. Ilie suferă, dar rămâne pe teren. Trebuie să rămână, pentru că CSM Târgu Jiu nu are altă extremă dreapta. A ultat acolo Ciolan. Zâmbește Ingstad. Sunt relaxate fetelele lui Adi Vasile. 14 goluri avans și o nouă șansă ratată pentru CSM Târgu Jiu. Aruncare foarte departe de poartă. Dezastruos meciul făcut de echipa gorjeană. Kobilinska încearcă depășirea din nou pe pivot, trasă Ingstad, gol marcat. Aici trebuia și o eliminare de 2 minute. Da, nici nu prea mai are rost. Ca antrenamentul CSM-ului București să fie complet, ar trebui să se joace fără eliminări în continuare, tocmai pentru a fi mai echilibrată lupta. Timeout cerut de echipa gazdă la 21-6 pentru CSM București. Băi, de ce aveți încredere în voi, mă? Vă omoară cineva? De ce nu jucați simplu, fără presiune? La scorul ăsta n-are ce să se mai întâmple, absolut nimica. Toate sunteți cu capul plecat în jos, fără să vă trafura care curaj, fără să facem vreo depășire de drum la minge din faul. Nu! Suntem făcute pe noi pentru că nu avem curaj. Ne-am blocat! De ce aveți nevoie să vă deblocați? Ce vă lipsește? Curajul! Curajul! Rafael Maria! Iugo cu paravan și pleacă Flori! Hai, te duci tare pe aruncare! Hai, 2-3 și... Da, a uitat de camere, nu s-a mai cenzurat antrenorul. S-a cenzurat totuși, nu ca Xavi Pascual, care măcar a înjurat în spaniolă la trofeul Carpați, dar am înțeles, mai știm și noi, mai rupem un pic de spaniolă, dar mi s-a părut de bun simț, adică ca un părinte a venit și le-a dojenit pe jucătoarele sale Liviu Andrieș, n-a țipat la ele, le-a transmis doar să aibă curaj, pentru că asta lipsește, asta este clar. Oricând nu marchezi deja de 15 minute, jumătate de repriză, atunci ce poți să mai faci? Meciul e deja pierdut. Buca acum aruncă și intervine Eriksson. A doua paradă și pentru golkeeperul suedez și ea în națională. Zaadi profită de o gaură uriașă în defensiva gazdelor și marchează. Avem 22 de minute aproximativ de spectacol. Incredibil. Pe care îl face CSM București, pentru că echipa din Târgu Jiu pare că și-a adus la meci doar spectatorii. Incredibil. Ce greșeli sunt la Târgu Jiu în apărare.
dacă nu blochează pivotul, atunci e 7 metri sau gol al pivotului. Dacă merg după pivot, se creează acea prăpastie. Parcă acum e un ritm mai bun în atac. Gavrilă face pași însă. Da, și a calculat greșit pașii. Contraatacul cu gol cade Nicolici. N-a marcat încă CSM Târgu Jiu. În a doua repriză a fost 16 la 6 la pauză, 7 la 0. Și are aproape 15 minute de când nu a scris. Incredibil. Oricum, am putea asista la un record negativ de goluri marcate în acest sezon de Liga Florilor. Incredibil modul în care s-a prezentat echipa gorjană. Spuneam, echipă care va reprezenta România în Europa. E păcat că acest club, două minute eliminare acum, poate acum să marcheze CSM Târgu Jiu. Ingstad este trimisă pe bancă două minute. Va trebuie o responsabilitate mai mare în momentul în care te califici în Europa și reprezinți România. Trebuie să ai măcar un lot pus la punct din acest punct de vedere. Cu siguranță toate echipele adversare se vor uita la acest match. Bine, Mosul Maghiar, Costa del Sol, Malaga și Sola nu sunt echipe de nivelul lui CSM București, dar sunt echipe care vor să facă performanță în Europa. Ilie acolo, din nou s-a blocat culoarul, este amenințare de joc pasiv și trebuie să arunce cineva, probabil Bucă va fi, dacă nu Gavrilă. Pentru Gavrilă, gol marcat de Gavrilă, în sfârșit, primul gol după 10 minute și 5 secunde din această parte secundă și după 17 minute CSM Târgu Jiu reușește să deblocheze tabela. În ultimele 27 de minute echipa gorjană nu a marcat decât 2 goluri. A fost 5 la 5 în minutul 13, iar CSM București a avut un parțial de 18 la 1. Am mai văzut la Mondial un astfel de parțial, după ce Iranul a deschis scorul cu Japonia. Japonezele au marcat de 18 ori la rând pentru a face 18 la 1. Pintea se întoarce acolo, 7 metri apărare în semicerc la laze. În acest sezon, echipa care a marcat cele mai puține goluri într-un meci de Liga Florilor este Știința București, pe teren propriu, 19 la 36 cu Minaur. S-a mai întâmplat odată și să marcheze 19 goluri și Mioveni cu Brăila, 19-27 pe teren propriu, dar a fost o înfrângere mai puțin dură. Ce slab aruncă Rotaru aici. Se pare că vom asista la meciul în care vom avea cea mai mare diferență între două echipe și una dintre formații să înscrie cele mai puține goluri într-un meci de Liga Florilor. Da, sunt 18 minute. Aici ce slabă aruncarea a lui Andriciuc, venită și ea de la Mioveni. Practic 12 goluri în 18 minute și jumătate trebuie să marcheze Târgu Jiu pentru a egala contraperformanțele Mioveniului și Științei București. Cele echipe aflate, ce pase sunt aici, echipe aflate în subsolul clasamentului. Sunt blocate psihic fetele din Târgu Jiu, o pasă către pivot, dar acolo nu era nimeni, mai aproape era Pintea, de fapt, de minge decât Ciolan. E un declin fantastic al Laurei Moldovan, jucătoare care a fost și la Naționala României. Am văzut-o și în partida cu Rapid, tot aici pe Pro Arena, foarte, foarte slabă evoluția sa, multe erori. Dar Liviu Andrej nu are alte soluții. Trebuie să se descurce cu ce poate. Și cum are și numai o extremă dreapta pe Ilie, după ce Böhme a plecat și a semnat cu Icast. Ca să înțelegem cumva ce forță de atracție are Liga Florilor Mall în condițiile financiare pe care le oferă echipele din România. Kobilinska aruncă aici superb și marchează fără speranță pentru Chetraru. Partidă perfectă făcută până acum de Kobilinska. Da, Böhme a plecat și a ajuns la Icast. Așadar, câștigătoarea European League și echipă care evoluează bine de tot în Champions League, una dintre cele mai puternice echipe din Danemarca, marchează și Andriciuc primul ei gol pentru CSM Târgu Jiu și iată, începe încet, încet echipa gorjană să mai marcheze. A avut acum nevoie de 2 minute și 50 de secunde.
La 9 metri acum pentru CSM București, Rotaru este în centru, Kobilinska în dreapta, Hansen în stânga. Kobilinska acum pentru Arnțen, din nou Kobilinska, mai agresivă defensiva echipei gorjene, amenințare de joc pasiv acum. Vine însă un nou gol marcat de Arnțen. Arnțen este într-o formă, cum spuneai, mai slabă decât sezonul precedent, dar oricând poate fi o jucătoare foarte, foarte periculoasă. Experiență mare, exact, pentru Arnțen. N-a fost selecționată în lotul Norvegiei. Nici în anul precedent, când Norvegia a fost campioană europeană, a jucat foarte puțin în acel turneu. Emilia Arnțen, cel mai puțin din întregul lot, de altfel. Dar acolo, la linia de 9 metri, cel puțin în ultimii ani, pentru Norvegia, situația a stat excelent. Încă o ratare pentru CSM Târgu Jiu, încă o paradă pentru Eriksson. Și CSM pleacă pe faza a doua, atac destul de rapid, Rotaru pentru Kobilinska, întâmpinat acolo, trimite pe pivot și Ingstad este blocată. Fi interesant totuși să le vedem pe Ailinkăi, exact, și pe Mihai. Depinde și de starea în care se află Mihai. Da. Chiar și pe Pușcăroaie. Vine Arsen însă pe teren. Înțeleg de ce Adi Vasile a folosit de multe ori jucătoarele titulare, să spunem, sau jucătoarele mai experimentate. Kobilinska acum, aruncarea este blocată. Și de ce le folosește în acest moment? Pentru că trebuie să rodeze din nou echipa. Este primul meci după aproape două luni. Gol marcat de data aceasta de Mihar, printre picioarele Eveline Eriksson. A reușit să înscrie. Ca frumoasă aruncare. Da. Dar pe de altă parte, dacă nici acum nu evoluează aceste jucătoare, când vor mai evolua? Rotaru pentru Kobilinska. Prima ratare a polonezei ceva mai devreme. Da, Pușcăroaia a intrat acum extremă stânga. Da, în stânga, exact. Rotaru. Kobilinska, din nou Rotaru. Vine Arsen și aruncă! Fără absolut nicio speranță pentru Elena Marica Bercu. Acum spunem că dăm noi indicații. A intrat și Mihai și ne bucurăm foarte mult că a revenit. Extrema dreaptă care pare să aibă un viitor frumos. După accidentarea suferită la Europeanul Under 19, în care România a luat bronz, Mihaela Mihai a stat 4 luni pe tușă și acum revine. Cu siguranță poate fi o soluție foarte importantă pentru, chiar și pentru Naționala Mare a României, care a suferit mulți, mulți ani din cauza lipsei unei, de fapt, ambelor extreme, atât pe dreapta cât și pe stânga. Dar calitatea pe care o are această jucătoare este una mare, la vârsta pe care are, din nou aruncare de la 7 metri obținută de Crina Pint. Da, vreau să remarc din nou acel nou look pass al lui Hansen. Foarte, foarte bună norvegianca. Iată-o. Pasă pentru Pintea. E imposibil de oprit. Pintea în aceste situații, cel puțin aici la Târgu Jiu, există siguranță echipe în handbalul european care au soluții pentru a opri pe Pintea, însă la Târgu Jiu este aproape imbatabilă. Zadi la 7 metri, 26-8 pentru CSM București, se face 27-8. Marchează din nou Gras Zadi. Da, și prietenii noștri de la Handbalmania oferă o informație foarte interesantă. Andriciuc a jucat și a și marcat pentru două echipe diferite în aceeași etapă. Cu Mioveniul a marcat cu Știința București, acum și pentru Târgu Jiu în acest meci cu CSM București. Da, asta se poate pentru că această partidă, jucată pe 30 decembrie, este de fapt o restanță din etapa cu numărul 11. Din nou defensiva celor de la CSM București. Paș Zadi! Ha. Ce eroare din partea unei jucătoare care ne-a încântat atât în Liga Florilor, cât și în Champions League și mai ales la campionatul mondial. Da, și va juca la Crim Ljubljana, spuneam, următoarele două sezoane, Zadi, care din păcate
s-a adaptat 100% la CSM București, n-a avut evoluțiile sau n-a strălucit, să spunem, dar am vorbit despre asta. Naționala Franței nu e o echipă care să aibă neapărat staruri. Andriciuc lovită în față aici de Ailinca și 2 minute eliminare. Da, Ailinca a jucat alături de sora sa în această fază defensivă a celor de la CSM București. Însă a pierdut-o pe Andriciuc din marcaj. Coteț rămâne pe pivot la Târgu Jiu. Doar 8 goluri marcate până acum de echipa gorjeană și mai avem 12 minute la dispoziție. Greu, greu de tot să mai scrie de 11 ori pentru a evita. Da, s-a tot, erau 12 goluri în 19 minute, acum sunt 11 goluri în 11 minute și 40 de secunde. Dar, per total, multe, multe semne de întrebare pentru CSM Târgu Jiu. Ce a făcut aici Graza Adi? Dintr-o fentă a dislocat, fără probleme, defensiva echipei gazdă, iar CSM București se poate gândi foarte serios la cea mai concludentă victorie a sezonului. 5 goluri pentru Zadi, 5 goluri pentru Arță, 5 goluri pentru Ingstad. Și acum vine și replica, reușita Irinei Zina Tulina. 3 goluri pentru Zina Tulina, cea mai bună marcatoare a echipei gorjene. Dar e foarte frumos ce a făcut aici Zina Tulina. E cea mai frumoasă fază a echipei gazdă. A profitat și de faptul că CSM avea o jucătoare în minus și culoarele sunt mai mari, evident, pe superioritate numerică, dar, într-adevăr, CSM Târgu Jiu parcă își recâștigă puțin câte puțin încrederea, însă primește foarte ușor gol. Faza de apărare a fost inexistentă pentru echipa gorjeană în acest meci. Da, portărițele echipei din Târgu Jiu au 7 parade din 36. 36, da. Ceea ce nu e neapărat foarte, foarte rău. 7 parade sunt destule, dar foarte multe faze ale CSM-ului au venit 1-1. Da, Glozer și Eriksson au 11 parade în 21 de aruncări. Da, peste 50%. 50%, așa, da? Exact. 60%, practic, Glozer. Hansen, Rotaru... Minge ajunsă la Hansen, care aruncă și apuși căraie, marchează și ea. Ne bucurăm și pentru acest gol marcat de tânără jucătoare, intrată pe teren la CSM București. Important și golul pentru moral, a stat acolo și a urmărit bine mingea, spre deosebire de defensiva gorjeană. S-au făcut 20 de goluri avans din nou pentru CSM București, diferență imensă. Spuneam, între două echipe care ne reprezintă în Europa. Practic, dacă vrei să scautezi ceva din acest meci pentru CSM, nu prea ai ce, pentru că a fost o dominare atât de clară. Și iată, vine și golul echipei gorjene, tot Zina Tulina. Time-out cerut de Adi Vasile cu 9 minute înaintea finalului de meci. Grazie mille, Mochi. I want until the end of the game to play only one against one actions. So if they will be in 5-1, we have the Portugal and we also have the French cross 5, where we can actually attack really strong this, make a pass and then get the wide situation. Wilde will be pivot and Andrea will make offense-defense change with Mochi. Okay? Only one against one, but challenge the spaces. Come in. You are in defense. Come on. București. Hai. L-am ascultat pe Adi Vasile. După cum spuneam, e practic un meci de pregătire pentru a roda din nou echipa după o pauză de aproape 2 luni. A cerut acum acțiuni 1-1 pentru Arntzen, pentru Zadi, încercând să depășească defensiva adversă. 30-11. Și nu știu dacă era mai bine să joace și mascota pentru CSM Târgu Jiu în meciul ăsta, pentru că mai rău
Da, cea mai clară victoria sezonului până acum în Liga Florilor, tot CSM București, 43-26 cu Știința București pe teren propriu. Dar au marcat 26 de goluri totuși Știința București aici. Echipa de Târgu Jiu, dacă va marca 15, va fi chiar o performanță. Probabil că ar putea să înscrie din nou. Nu mai au de ce forța jucătoarele CSM-ului. Vedem și în această fază de ce. Mihart găsește culoarul acolo, reușește să înscrie 30-12, Zadi. Și n-a mers succesiva cu pasa pe la spate a lui Arțăn. Dar din nou, dacă bați la 18, 28, 37 sau 49 de goluri, contează mai puțin în acest sezon. CSM e mare, mare favorită la câștigarea titlului. Are deja 8 puncte avans și nu s-a încheiat încă turul de campionat. Rotaru, Paș, da, într-adevăr. Dar nu reușesc contraatacul. Abia acum vine pasa, să vedem. E eliminare la Ars în 2 minute. Așa, scuze norvegian, Cazina Tulin a fost mai iute. A fost mai decisă. Hansen parcă a fost prinsă cu spatele la fază. Am avut impresia. Oricum, e eliminare 2 minute la Arsen. 30-12 cu 8 minute înainte de final. Vine Bucă să execute această aruncare de la 7 metri. Bucă cu fentă, însă Eriksson are o paradă. Nu, Davidsen a intrat. Davidsen, scuze. A intrat Davidsen. Da, scuze, Davidsen. Și ea va pleca de la CSM în această vară. Dar când ai noroc, nu este mai nimic. Dacă nici din 7 metri nu reușești să înscrii, să fii constant, să ai niște goluri atât de ușoare, atunci... A, vine Daciana Hosu. Da. Postul de portar la CSM București, de Gabriela, la Vâlcea. Și Gabriela Moraschi de la Bietigheim, goalkeeper brazilian, titularul postului Braziliei, alături de Arenhart. A doua paradă pentru Davidsen, Ilie a ratat acolo. Interesante transferurile CSM-ului pe acea poziție. Nu e foarte multă experiență, dar cum au, evident, cum are Glozer. Dar până la urmă aveai nevoie de un portar român, pentru că în condițiile date în Liga Florilor Mol ai nevoie de jucătoare din România cât mai multe și vedem ce face CSM-ul pentru a îndeplini această regulă. Practic Neagu trecută pe foaie astăzi exclusiv pentru a îndeplini această condiție, pentru că n-a jucat nicio secundă și mă îndoiesc că va intra. Trebuie neapărat să o treci pe foaie și să și fie la sală? Da, 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 s-a întâmplat și cu, Mihai, dacă mi-aduc bine aminte, în Supercupă la Pitești, când Mihai era accidentat, n-avea cum să joace, avea genunchiul praf, în convalescență, să spunem. Din nou greșeală aici a CSM-ului și a fost trecută pe foaie. Întoarse mingea spre iritarea publicului, deși scorul este 30-12, publicul protestează vehement. Arbitrele cred că ar fi putut să lase faza asta. Bine, și publicul nu are de ce să se mai enerveze. Da, exact ce spuneam. Nu. Scorul este concludent pentru tot ceea ce s-a întâmplat în această după-amiază în sala din Târgu Jiu. Încearcă echipa Gazei în toate forțele să mai marcheze odată și o face prin Zina Tulina. Foarte frumoasă aruncarea pe deasupra lui Ingstad. Pasă superbă și vine replica. Ingstad marchează 31-13. Cea mai bună marcatoare alături de Arntzen, Ingstad. 6 goluri pentru cele două jucătoare din Norvegia. 13-31. Și acum 7 metri, 2 minute eliminare. Multe eliminări pentru CSM. 3 în ultimele 6-7 minute. Da, cam așa. Aici probabil că s-a văzut lipsa de experiență. Sunt multe transferuri care se fac în ultima perioadă.
Cam la toate echipele a marcat Andriciuc, cea venită de la Mioveni. De la Mioveni va mai pleca o jucătoare, se pare, către Rapid. Rapid care a anunțat deja câteva transferuri pentru sezonul viitor. Polina Gorșcova de la CSKA Moscova, Milena Rajcevici, centrul naționalei, sau fostul centru al naționalei Muntenegrului, jucătoare la Buducinost, Rajcevici. Da, a plecat Alexandra Boadea la Buzău. Da, și vor mai pleca de la Rapid. Apropo de acea cotă de românce. Da, și va veni Ștefania Stoica de la CSM București. Acum minge blocată de Emiliarnsen. Kobilinska își face pașii, dar Chetraru este la post cu a treia paradă. Reușește să blocheze și iată, CSM Târgu Jiu reușește cumva să limiteze dezastrul. Da, mai puțin de 4 minute până la final, 31-14. Continuare CSM cu o jucătoare mai puțin pe teren. Da, pare că Zina Tulina e singura care poate să marcheze, să vedem dacă o face prin aeriană. Da! Da, un gol pe care fanii din Târgu Jiu meritau. Au venit la sală să vadă, să susțină echipa gazdă și iată, au posibilitatea să aplaude un gol superb. Frumos golul marcat de CSM Târgu Jiu, cumva mai lipsea încrederea. Mai îndulcește amarul acestui meci, dar evident nu poate șterge cu buretele ce s-a întâmplat și cu siguranță va urma o perioadă de reflecție pentru Liviu Andrieș. Din ce mi-aduc aminte, vor debuta în Ungaria la Mosul Maghiar Orhor în European League. Zadi. Minge în extremă, Mihai reușește primul său gol după acea accidentare foarte urâtă, am văzut-o, are un bandaj uriaș la picior, Mihaela Mihai. Încă 3 minute rămase de disputat, singurele jucătoare de câmp ale CSM-ului care n-au marcat și care au și jucat sunt Dindiligan și Ailincăi. Dindiligan a ratat o fază în prima repriză. Ailincăi nu a jucat pe atac, abia este acum o vedem. Da. Este acum și spuneam, e normal să evolueze și aceste jucătoare pentru că la acest scor nu mai este absolut nimic de pierdut. Târgu Jiu încearcă o apărare mai avansată la interii CSM-ului, cere pași Liviu Andrieș, Kobilinska dă depășire acolo și marchează. Foarte nervos antrenorul echipei gorjene, dar Monica Kobilinska a înscris al cincelea ei gol. Da, exact ce le-a cerut Adi Vasile, să joace pe depășire. Joace 1-1. Mihart. Andriciuc. Din nou Mihart. Încearcă să intre în circulație și Popescu. Mihart scapă mingea și o șansă pentru CSM București. Minge în picioare. Nu. E fault. A fost fault, dar... Na. E final de meci. Scorul 33-15, o nouă recuperare pentru Mihaela Mihai. Doresc din tot sufletul să o văd la 100% pe această extremă dreaptă de care, cum spuneai și tu, Naționala Mare a României are mare, mare nevoie. Da, poate fi soluția pe extremă pentru următoarea decadă în Naționala de Senioare a României, pentru că altfel n-avem neapărat soluții foarte multe, chiar dacă Sonia Seraficianu a avut poate cel mai bun turneu din ultimii ani, din carieră pentru Naționala României. Marchează Chiricuță, este primul ei gol, reduce handicapul la 17 goluri și am intrat în ultimul minut al partidei. CSM București se îndreaptă în fanfar spre a 11-a victorie consecutivă în acest sezon. Performanță bună din nou pentru echipa bucureșteană, campioana în titlu, care are șanse mici, mici de tot să mai piardă trofeul și în actuala stagiune. Amenințare de joc pasiv acum Kobilinska. Apărarea aceasta avansată pune din ce în ce mai multe probleme CSM-ului. Cerea aruncare de la colț Rotaru acolo, dar nu s-a dictat nimic. Iar Târgu Jiu va fi echipa care a marcat cele mai puține goluri într-un meci din Liga Florilor în această stagiune. Poate să se oprească la cota 17. Iar dacă este 7 metri acum, nu se mai oprește timpul. Clare, nu se mai oprește timpul și e practic ultima fază a acestei dispute pe care CSM București o câștigă foarte clar. Bară și da, se termină 33-16. Victorie pentru CSM București.
Noi suntem Adi Costeiu și Ion Alexandru. Vă spunem la mulți ani și ne revedem în 2024 cu meciuri din handbalul românesc, atât de aici, de la Târgu Jiu, cu o victorie concludentă a campioanei și a liderului din Liga Florilor.